Salut, camarazi! Vreau să vă vorbesc acum câteva minute despre tot felul de mituri și legende mincinoase cu care am fost hrăniți de 6.000 de ani. Unele sunt de-a dreptul grotești. După cum știți și voi, manipularea asta a noastră a prostimii durează de pe vremea sumerienilor. Ni se dă o istorie falsă, ni se dă o geografie falsă, cam totul e fals, numai anumiți indivizi care sunt în vârful piramidei, ei știu ce se petrec. Restul nouă prostime, ni se dau noțiuni false, informații false. Știți și voi că Iisus Hristos s-a născut din părinți săraci într-un staul de vite. Știți că e legenda monarhilor cu sânge albastru, așa zis și unșii lui Dumnezeu. Știți, asta e o vrăjeală pentru țugulanii proști, pentru prostime. Este un mare fals și o mare blasfemie. Monarhii nu au sânge albaștri și nu sunt unșii lui Dumnezeu. Așa, Dumnezeu și înseamnă aleșii prin trăsături de excepție. Inteligență, curaj, intuiție, înțelepciune, demnitate, frumusețe fizică și morală, etc. Darul cerului este cel care diferențiază pe oameni, nu rangurile și privilegiile moștenite. Singura aristocrație reală este cea bazată pe legea cerului și pământului. De altfel, istoria ne-a demonstrat nu odată ce înseamnă rangurile și privilegiile moștenite. Zeci de monarhi s-au născut idioți, ori criminali, ori cu peceta putreziciunii înfiptă în carnea și spiritul lor, cu stigmate vizibile până și cei mai puțin instruiți dintre oameni. Iată motivul pentru care formula cu republică e parcă mai corectă, mai bună, pentru că oricine poate ajunge în frunte dacă e lăsat. Deci, eliberarea din robia unui mit păgân, cel al monarhilor ereditari, nu poate decât să ne încânte. Fiecare copil, ca și acel născut în cel mai umil bordei, poate fi alesul cerului, poate spera să ajungă la piscuri. Numai idioții își refuză speranța. Așa. Deci, știți și voi că și noi am avut cazul ăsta cu monarhi și unși de Dumnezeu, care, de fapt, ultimii monarhi nemți au fost toți niște lepre, niște canalii. Majoritatea dintre ei au fost înnebuniți după bani și curvari. Carol al doilea chiar a pus capac la toți, a fost cel mai penibil dintre toți. Avar după bani, îi plăcea să arunce bani, dar nu banii lui, ci al lui Malaxa și al lui Maxa au șnit. Unul grec, Malaxa, unul perciunat cu cipilică. Carol al doilea era un dereglat mental, un obsedat sexual care a adus multă nefericire în țara asta și mai ales în vremuri grele, cum au fost cele între primul și al doilea război mondial. Mihai la fel a pus capac, Mihai și-a arestat mareșalul Pantonescu și l-a dat la comuniști, la o minoritate de dereglați, niște majoritatea dintre ei jidani, care urmăreau și erau trimiși în România cu un anumit scop, să distrugă țara, să o provoace anarhie, ca să cădem în brațele Uniunii Sovietice și a călăului Stalin, știți? Deci am vrut să vă spun așa în câteva cuvinte că ăștia regii nu sunt decât niște paraziți, ca și popii, care nu fac nimic, nu produc nimic, ci consumă și prostesc. Eu, dacă eu cred în Dumnezeu, cred precum catarii. Mă rog direct la Dumnezeu.
copii s-au băgat singuri intermediari, știți? N-am nimic cu cei care cred, treaba lor, e părerea lor, e religia lor, dar eu prefer să mă rog direct la Dumnezeu, pentru că vedeți și voi ce copime. Copiii mei întotdeauna au ținut cu bogații și acum, de la noi, din 89 până azi, și pe vremea burghezo-moieșeriei au ținut cu bogații, ei întotdeauna au fost alături de cei de la putere, de cei care au condus România, mai mult sau mai puțin bine. Deci sper că ați înțeles mesajul, vă pup cu drag, nu există nimeni cu sânge albastru, deci toți sunt niște paraziți, niște impostori prin care suntem prostiți. Vă pup cu drag!